Reprezentanții Episcopiei Devei și Hunedoarei dezmint informația potrivit căreia osemintele părintelui Arsenie Boca ar putea să fie mutate din mormântul de la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului la Catedrala Mântuirii Neamului din București. Conform acestora, informația lansată nu are niciun suport real, iar la momentul actual nu există niciun fel de demers întreprins în acest scop. Părintele Gabriel Miricescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei, spune că la momentul actual nici nu se poate vorbi de moaștele părintelui Arsenie, deoarece acesta nu a fost canonizat. De moaștele unui sfânt se poate vorbi atunci când este trecut în calendar. Are slujbă, are icoană, are toate rânduielile, ca pentru un sfânt. Atunci putem vorbi de sfinte moaște. Atunci se poate pune în discuție mutarea părintelui în biserica mănăstirii ca moaște, dar nici de cum mutarea în alt loc, a declarat acesta pentru Ager Press. Părintele a mai declarat că Arsenie Boca a ales să fie înmormântat la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului, unde să rămână pentru totdeauna până la judecata universală.